Nici nu au început bine sărbătorile de iarnă, că polițiștii au și făcut prima captură importantă de materiale pirotehnice. Aproape 11 tone de petarde au fost găsite de polițiștii giurgiuveni în autocamionul condus de un cetățean bulgar. Acțiunea a avut ca scop depistarea persoanelor care transportă, dețin materiale pirotehnice fără a avea autorizație în acest sens. În timpul acțiunii a fost depistat un cetățean străin de 37 de ani, ce se deplasa din Republica Bulgaria la volanul unui autocamion. În mijlocul de transport au fost descoperite peste 10 tone de materiale pirotehnice din clasa a doua, bunuri care sunt interzise la transport dacă nu au documentele necesare. Bărbatul în cauză a primit cadou de Moș Nicolae un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de deținere, transport sau orice altă operațiune cu materii explozive efectuată fără drept și contrabandă calificată. În fiecare an, polițiștii încearcă să țină pasul cu comercianții ilegali de materiale pirotehnice. Tocmai de aceea, în cursul lunii decembrie, aceștia vor intensifica acțiunile pentru prevenirea și combaterea comercializării, folosirii ilegale și a contrabandei de articole pirotehnice interzise de lege în târguri, oboare, piețe, supermarketuri și în punctele de trecere a frontierei.